noastră anual se înregistrează sute de litigii între vecinii de pe bloc, fie că e vorba de gălăgie, mizerie sau inundații. Cu toate aceste probleme se confruntă cu naționalii. Ce dureri mai au aceștia legate de acest capitol, dar și care sunt sfaturile juristului în acest domeniu, vă spunem în continuare. Am un copil mic, de aproape 3 luni, și nu odată am auzit zgomote puternice produse de vecinii noștri, la ore, cred eu, absolut nepotrivite. Deci până la ce oră ar fi în regulă să facă lucrări de reparație sau, nu știu, să asculte muzică? Avem o adolescentă vecină, sincer, ascultă muzică la volum maxim aproape toată ziua. Deci dacă părinții nu sunt acasă, da, noi avem muzică. Se interzice efectuarea oricăror zgomote de la orele 10 seara până la 7 dimineață. Dacă vorbim de zgomote produse intenționat de adulți, muzică, privirea televizorului cu sunet tare, gălăgie intenționată, cum este o ceartă, de exemplu. Deci după orele 10 se poate apela, deci, poliția prin 902, și aceasta va întocmi proces verbal cu aplicarea unei sancțiuni de până la 4.500 de lei. Animalele de companie cad sub interdicția zgomotelor de la 10 seara până la 7 dimineața. Deci stăpânii trebuie să-și îngrijească animalele în așa fel încât ele să fie sătule, plimbate, satisfăcute până la orele 10. Facem dacă un vecin de pe bloc ne inundă. La bloc locativ, rețelele de aprovizionare cu apă și de canalizare până la ușa apartamentului sunt în gestiunea fie MCF-ului, deci fondului locativ, întreprinderii municipale sau în gestiunea apă canal. Ceea ce avem în apartament, țevile, calitatea acestora, deci legăturile, dacă sunt făcute corect, depinde, deja răspunderea este a proprietarului. Deci dacă se întâmplă o inundație de la o țeavă construită în interiorul apartamentului de către proprietar, răspunderea este a lui. Am așa o întrebare către juristul matinalii. Ce putem face atunci când avem un vecin care fumează la bloc? Efectiv, tot fumul de țigară intră la mine în casă. Smoke weed every day. Scara blocului este un spațiu public, asta trebuie de cunoscut. Deci, practic, și pereții unui bloc locativ sunt proprietate municipală sau proprietate administrației servicii publice. În spații publice nu putem fuma, deci interdicția este atât pentru persoana fizică care fumează, propriu-zis, și riscul amendă de până la 2500 de lei. Și este și răspunderea persoanei juridice, vorbim de întreprinderea municipală care gestionează fondul locativ, propriu-zis, sau de cooperativă de locuitori sau oricare altă asociație care înființează proprietarii spațiilor locative. Și aici amenda este inclusiv până la 5 sau 9.000 de lei.